instanței faptice. Domnule avocat, dumneavoastră ca avocatul domnului Filat ați examinat posibilitatea ca dumnealui să participe la prezidențiale. Care sunt, adică putem face o paralelă cu situația în care s-a pomenit și domnul Șor când a candidat la locale. Dumnealui ar putea fi eliberat în această... Există această imunitate, să zicem așa, relativă, prevăzută de codul de electoral, însă eu nu cred că în cazul lui Vlad Filat va fi o justiție echitabilă, va fi iarăși una selectivă și cel mai probabil că nu îi se va permite să participe și să fie, să fie plasat în arestul domiciliu. Dar până la o hotărâre definitivă, până la o sentință, codul electoral prevede ca toți candidații să fie înscriși. Așa este. Așa este și în opinia noastră el ar trebui să beneficieze de acest regim și să fie anulată măsura preventivă arestul, însă noi nu credem că în acest stat domnul Filat va avea parte de un proces echitabil și nu credem că drepturile lui vor fi respectate.